la acest moment de aducere aminte. Ne bucurăm și mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am îndrăznit să ajungem cu toți în această seară binecuvântată. Vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați răpit din timpul dumneavoastră atât de prețios spre a-L dărui ca un dar Părintele Nicolae. Căci frumos odinioară spunea cineva că cel mai frumos dar pe care îl poți face aproapelui tău este timpul pe care tu îl dăruiești. Pentru că nimeni nu ți-l mai poate da înapoi. Și de aceea să plătim acest timp pe care dumneavoastră ca un dar pentru Părintele Nicolae. Îmi vin în minte cuvintele Sfântului Marcu Ascetul, care sunt înscrise în Filocalia I, traduse de Părintele Stăniloae. Sfântul Marcu Ascetul adresa în epistola sa un îndemn către un oarecare Nicolae și îl făcea atent pe acesta. Că omul, în viața lui duhovnicească, are trei mari dușmani. Diavolul îl întâmpină pe om cu acești trei mari dușmani. Trei uriași. Uitarea, lenea și trândăvia. Ca noi să putem lupta cu acești trei uriași, spunea Sfântul Marcu, trebuie să se lupte cu amintirea binefacerii lui Dumnezeu, râvna și cunoștința luminată. În seara aceasta am vrea să ne luptăm împreună cu unul dintre acești trei mari uriași. Uitarea. Și de aceea Sfântul Marcu ne îndemna. Atunci când avem de luptat cu acest uriaș al uitării, trebuie să ne amintim, în primul rând, de darurile pe care Dumnezeu ni le-a făcut nouă. Deci, împotriva uitării, calea ar fi amintirea. Amintirea noastră în această seară este pentru Părintele Nicolae. Pentru darul pe care Dumnezeu l-a făcut poporului nostru, l-a făcut bisericii noastre. Pentru că Părintele Nicolae l-a slujit pe Dumnezeu aproape 50 de ani în slujirea preoțească. Am în mână, poate nu întâmplător, o mică broșură. Părintele de lângă tine. Este vorba despre Părintele Nicolae. Din cuprinsul ei am aflat că ea a fost editată într-un context oarecum privilegiat. Anume acela când tinerii din toată țara, în tot Bucureștiul, se adunau în frumoasele seri pentru teze. Iar în această carte, la un moment dat, domnul George Rădulescu, cel care a adunat aceste frânturi de mărturisiri, are un interviu cu Părintele Nicolae. La începutul acestui interviu, are un studiu introductiv. Și mărturisea cu tristețe, pomenind oarecum de acest uriaș al uitării, spunând: puțin dintre noi se mai interesează acum de perioada persecuțiilor îndreptate asupra intelectualilor români. Cândva, parcă ascultam la radio frânturi din gândurile celor care au pătimit ani grei de temniță pentru credința și convingerile lor morale. Și spunea: însă, tăvălugul falselor probleme cotidiene
ne-a sfărâmat până și amintirile în legătură cu sacrificiile semenilor noștri. De ce suntem noi aici în această seară? Răspunsul îl avem tot în acest studiu introductiv. Se poate spune că acela, în speță, invitații noștri în această seară, ca acela care a cunoscut un prigonit al secolului 20, este un om norocos. Dacă i-a primit cu bucurie istorisirile, înseamnă că la rândul său merită să fie ascultat. Iată că în această seară, ei, care au fost ucenici, oameni de taina Părintelui, merită să fie ascultați. Și încheia domnul George Rădulescu spunând că astăzi cu greu întâlnești autenticitate, nepervertire și sinceritate într-o lume a surogatelor. Descoperirea unui om, Părintele Nicolae, care și-a lepădat tinerețea după gratii, în numele unui crest, echivalează cu dobândirea unei fărâme din marele adevăr. Și a avut o concluzie destul de tragică, spunând, un popor care nu-și mai recunoaște martirii, este un popor muribund. În această seară căutăm să arătăm că suntem un popor viu, care ne aducem aminte de cei care au fost înainte de noi. Dacă mă uit puțin la invitații noștri în această seară, ei sunt mai gazde decât gazda, pentru că toți cei care vor vorbi în această seară au fost oameni apropiați ai Bisericii și mai mult decât atât, oameni apropiați ai Părintelui. Dacă ar fi să mă gândesc la domnul profesor Costea Munteanu, este un ucenic de taină al Părintelui. A stat, a avut această șansă să crească la umbra unor doi duhovnici mari, Părintele Constantin și Părintele Nicolae. Și în această seară îl rugăm să ne împărtășească din experiența lui trăită mai ales lângă Părintele Nicolae. Dacă mă uit la domnul Stelian Gomboș, este un bihorean de frunte, un apropiat și un cunoscut al Părintelui. Pe scurt, el este un bun teolog, este un bun mediator între biserică și stat. În prezent, dacă nu mă înșel, este consilier superior la SSC, da? Și dânsul a fost un apropiat al Părintelui. Și așa cum poate mulți dintre dumneavoastră știți, a scris frumoase cuvinte despre Părintele Nicolae. În spate, acolo stă pitit undeva domnul Grama, domnul Florin Grama, cel care a căutat să aibă grijă de cuvântul Părintelui. Pentru că dânsul l-a tipărit și l-a întipărit în inimile multora dintre dumneavoastră. El a purtat de grijă de cuvintele Părintelui și în această seară, în acest context al amintirii, vom prezenta și această carte despre predicile Părintelui Nicolae. Ne-a ajutat foarte mult domnul Grama și atunci când am avut centenar, a tipărit o serie de cărți, multe cărți, vreo 7 la număr numai atunci la centenar, a tipărit și cuvântul omagial la 90 de ani, împlinit de Părintele, la 92 de ani. Această carte este tipărită tot de dânsul, la Asa Media București. Îi mulțumim. Mai era pe aici doamna Rodica Culcer. Și ea, o închinătoare bună a bisericii noastre și o ucenică de taină a Părintelui Nicolae. O rugăm și pe dânsa să ne aducă așa în prezent câteva cuvinte despre Părintele Nicolae. Nu în ultimul rând, avem aici un coleg de liceu, da? Cu Părintele Nicolae, un bihorean, și pe dânsul îl rugăm să ne prezinte așa câteva frânturi
pe care le-a petrecut cu Părintele Nicolae. Încă un lucru aș mai aminti. Am citit și zilele acestea, atunci când am mediatizat acest eveniment. Aș atrage atenția asupra unui singur lucru. Atunci când ne referim la slujirea preoțească, în cazul nostru, aceea Părintele Nicolae, am auzit această frază, că Părintele Nicolae, anul acesta, ar fi împlinit 95 de ani de viață pământească, da? Pe 22 mai, iar undeva în noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Andrei, el ar fi împlinit 50 de ani de slujire preoțească. Am stat puțin și m-am gândit. De ce spunem că ar fi împlinit? Răspunsul l-am găsit foarte ușor în a doua rugăciune pe care o rostește arhiereul la înmormântarea unui preot. Și am ajuns la această concluzie că ar fi bine și potrivit să spunem că anul acesta Părintele Nicolae împlinește, da, 50 de ani de slujire preoțească. Pentru că odată ce Dumnezeu ți-a dat acest dar prin punerea mâinilor, acest dar va merge cu tine în veșnicie. Așa cum frumos te încredințează a doua rugăciune, care spune pe acesta, Părintele Nicolae, Doamne, robului Tău, Nicolae Ioan Preot, care a fost împreună slujitor cu noi și a adormit în nădejdea învierii vieții celei veșnice. Fă-i odihnă în sânul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob. Și acum. Și precum l-ai pus pe dânsul, pe pământ, slujitor în biserică, așa îl arată și în altarul tău cel ceresc. Părintele Nicolae s-a mutat din această slujire pământească într-o slujire duhovnicească și veșnică. Dumnezeu să-l ierte!